Bucurie mare când câte un prieten, câte un fan îți trimite un pachetel de ăsta. Nu e ușor, dar nici greu. Uță Gheorghe, din comuna Bucium, județul Maramureș. Mai țineți voi minte când veneam cu Bob Rădulescu, acum ați vreo 2 ani. Veneam din Baia Mare de la un show, am făcut un vlog pe drum și am stat de vorbă un pic cu doamna Florica despre cum să face pălinca de prună. În clipele următoare o să vedeți dialogul. Păi dacă am ajuns în țara pălincii, aici în Maramureșul istoric, trebuie să vedem niște sortimente. E a dumneavoastră marfa? Da, dragă, ea mea. Originală? Da, sigur. Să rămână. Originală din prună, țuică din prună. Haideți să vedem. Dar și la gustat sau numai da, dacă... Da, și la gustat, nu o dăm pe negustate, numai pe gustate. Să gustăm un pic, să vedem. Da. O prună, să gustăm o prună. O prună. Ei, și vorba românească e că ochii care nu se văd se uită. Se uită după alții, dar nu se uită. Doamna Florica, pânfiul ei, Gheorghe, o ținut să ne trimită. Vlad... Să nu tai ceva ce nu trebuie. Că m-am lovit eu, da? M-am accidentat, dar m-am... Fiți atenți! Pe principiul matrioșca lui Putin. Tă-dă-dă-dă. 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 Max! Iar-i Max aici. A devenit Max Cota emisiunii. Max Cota. Deci, pruncii de Maramureș când se nasc. Așa ceva li se pune. După aia, când cresc copiii mai mari, maramureșenii pun aici o limbă de clopot și când își cheamă nevestele, hai Mărie! Și după aia își pun clopul așa pe ureche, hai Mărie, îndia la pruni, hai numa și numa! Iar când ajungi așa înțelepțit, îți iei un colop de ăsta de paie, te pui așa și te uiți. De măs la fân și la alte lucruri cu fân. Fân, fântână, nu e așa că mă face, Vlad, mai serios. Da? Deci de la această familie Uță din Bucium, Maramureș, da? Mai ai ceva acolo. Ce să mai am? Copul să nu se strice colop. Uhăila și uhăila, lai, 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 lai. Câtă grijă, câtă grijă. Sculați voi oropsiți ai soluții. După cum se vede, aici am primit apă de izvor, apă rece de izvor, să nu ducem dor de nimic. Deja miroase izvorul, cred că e stricat. Na, uite mărgeaua. Dacă filmarea ar avea miros, deja ar fi după păhăruțe. Mulțumim frumos familiei Uță din Bucium, Maramureș. Cu care stă mai bine? Cu ăsta stă mai bine, așa? Și da, da. Uite-te. Numa și numa, imediat băm pălinca, că aci la studio, dacă bei te face rău. Așadar, pe adresa de Facebook, facebook.com/NicuVBendea, la direct mesaje, dacă doriți să ne trimiteți un pachetel, de ce nu? Și poți să-l porți și așa că mergi la nuntă. Dacă îi pui un fund, poate fi poșetuță și să se poarte într-un mod foarte frumos. Deci, produse tradiționale. Atâta să bei până nu-ți mai vezi pălăria. Sănătate, Doamne ajută! Mulțumim frumos!